Bun găsit, dragii mei, și bine ați venit în bucătăria mea! Astăzi vom pregăti împreună niște chifle cu brânză. Haideți să vedem de ce avem nevoie și modul meu de preparare. Pentru a pregăti această rețetă avem nevoie de 1 kg de făină, 500 de ml de apă, o linguriță de drojdie și un vârf de sare. Pentru umplutură avem nevoie de brânză de vaci rasă, un ou și pentru uns mai avem nevoie de un ou și semințe de susan. Eu am ales să fac acest aluat în mașina de pâine. Punem mai întâi apa, punem sarea, adăugăm făina. Adăugăm drojdia și o punem la frământat. Aluatul nostru s-a frământat. Acum îl mutăm într-un bol, l-acoperim cu o folie de plastic și așteptăm să se dospească. În timp ce aluatul nostru se dospește, spargem un ou și îl amestecăm cu brânza. Aluatul nostru a crescut, acum luăm folia de pe el . Punem puțină făină pe blatul de lucru, puțină, un praf . Răsturnăm aluatul și acum îl facem ca un rulou, îl modelăm cu mâna. Cred că este suficient. Și acum o să luăm și o să tăiem în părți egale. Așa o să le facem, nu o să le facem mari, foarte micuțe le facem. Punem un praf mic de făină. Și cu mâna modelăm așa, după aceea îl punem pe blatul de lucru și uite, facem așa cu degetele. Îl înghesuim. Eu am văzut această modalitate la niște prieteni de-ai mei. Am îndresc cu ei, sunt țigani și le-am și mâncat. Sunt foarte, foarte bune. Vedeți? Așa zic să le facem. Acum luăm cu lingurița brânză. Uite, luăm câte o linguriță de brânză. Și venim așa, la fiecare. Le închidem bine, bine. Și acum o modelăm așa, în formă de chiflă, rotundă, și o așezăm în tavă. Deci luăm malta, puțină făină, o înghesuim, brânză, o împăturim, înghesuim aici așa, să nu se desfacă și încercăm să le dăm o formă rotundă. Așa vom proceda cu toate chiflele. Am terminat de umplut toate chiflele, acum cu mâna le luăm așa și le aplatizăm numai un picuț, un pic,
apăsăm pe ele, pe fiecare. Acum, oul l-am bătut, luăm o pensulă și ungem fiecare chiflă în parte. Acum, și presărăm pe fiecare chiflă sau putem să lăsăm și fără susan. Acum le mai lăsăm să se mai dospească în jur de 10 minute. Chiflele noastre au crescut suficient, acum le băgăm la cuptorul încins, la 200 de grade, până ce se vor rumeni, până ce se vor coace. Chiflele noastre s-au copt. Așa arată chiflele noastre. Au stat în cuptor 45 de minute. Sunt moi, moi, moi. Eu vă invit și pe dumneavoastră să încercați această modalitate a mea și să-mi lăsați comentarii, să-mi spuneți dacă v-a plăcut și nu uitați în primul rând să vă abonați la canalul meu de YouTube pentru a putea viziona toate filmulețele mele. La revedere!